nou în a treia sâmbătă a lunii aici la Castelul Pereș, un spațiu în care frumusețea locului se îmbină perfect poarta sunetelor și dă naștere de unei atmosfere speciale. La Borna cu numărul 5, la jumătatea stagiunii Sunetul Muzicii, evenimentul la care și-au unit forțele Muzeul Național Pereș și Excess Music prin programul Oportunități la Vine Acasă, finanțat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Radio România Cultural, avem un recital deosebit. În fața dumneavoastră vor evolua astăzi laureații unui concurs extraordinar. Cel mai lung concurs din țară și singurul care are un caracter interactiv. Timp de 5 luni s-a desfășurat la Palatul Mogoșoaia, lângă București, ediția a doua a concursului Drumul spre Celebritate. Este un concurs care a avut 10 etape, fiecare dedicate unui instrument sau unui tip de ansamblu. La competiție s-au înscris peste 80 de tineri talentați, iar câștigătorii etapelor au fost aleși de un juriu alcătuit din aproape 700 de spectatori și profesioniști. Astăzi, în fața dumneavoastră, vor evolua primii 3 clasați în finala care a avut loc pe 7 mai. Vom începe cu cel care a ajuns în ierarhia finală pe locul al 3-lea, violonistul Alexandru Mălai Mara. S-a născut la București în martie 1989. Este student al Universității Naționale de Muzică din București, plasa Florin Croitoru. I-a avut maestri pe Ștefan Gheorghiu, Alexandru Tomescu și Eugen Sârbu. A câștigat numeroase premii, a fost finalist al selecției naționale a concursului Eurovision Young Musician, a susținut recitaluri și concerte în țară, dar și la Praga și Viena, a fost solist al Filarmonicii din Botoșani și aseară a cântat la Bacău. De curând s-a întors de la masterclass-ul sonor care s-a desfășurat la Monte Pulciano. Alexandru Mălai Mare va cânta în continuare Ciacona din partida a doua, Re minor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach și Două Capricii de Niccolò Paganini, numărele 20 și 21. Alexandru Mălai Mare. Thank you.
spre celebritate. Locul al doilea la concursul Drumul spre celebritate, ediția a doua, competiție desfășurată la Palatul Măgoșoaia, a fost ocupat de pianistul Mihai Ritivoiu. El are aproape 22 de ani. La Universitatea Națională de Muzică din București, el are profesor pe Viniciu Moroianu. Este și pasionat de compoziție. A participat la cursuri de maestrie susținute de Gabriela Miraj, Dimitri Bașchiro, Biana Kettler și Pascal Demirovski. A câștigat mai multe premii la concursuri naționale și internaționale, cele mai importante fiind cele obținute la Paris, la San Sebastian. În anul 2006 a câștigat concursul Jeunesse Musicale de la București, iar anul trecut a câștigat concursul Dinu Lipati. Mihai Ritivoiu ne va conduce astăzi prin aproape două secole de muzică, de la Mozart, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, până la Alexandru Scriabin, în primul deceniu al secolului 20. O ascultăm în continuare, sonata ca de loc cântul 311 în re major de Mozart, studiul transcendental numărul 10 în do minor de Liszt și studiul opus 65 numărul 3 de Scriabin. Mihai Ritivoiu.
premiul al doilea la concursul de la Palatul Bucureștiului. Câștigătorul ediției a doua concursului Drumul spre Celebritate a fost violoncelistul Ștefan Cazan. El s-a născut în 1994, a început studiul violoncelului la vârsta de 6 ani cu tatăl său, violoncelistul Marin Cazacu. Este elev al Liceului de Muzică George Enescu din București, clasa Anca Bartolomei. Din 2004 până în prezent este laureat cu premiul întâi la toate Olimpiadele Naționale de Muzică, la care se adaugă premiul întâi și marele premiu la concursul George Georgescu de la Tulcea, premiul întâi la un concurs din Austria, 2008, premiul al doilea la un concurs din Croația, tot în 2008, premiul întâi și marele premiu la concursul Paul Constantinescu de la Ploiești, premiul întâi la concursul Mihail Jore de la București, premiul Orange România 2009, marele premiu Eurovision Young Musician România 2010. A apărut în recitaluri la București, Brașov, Sinaia, Râmnicu Vâlcea, Sfântul Gheorghe, Sibiu, Tulcea, Suceava și în multe emisiuni de radio și televiziune. A concertat de asemenea în Olanda, Italia și Israel. A fost solist al mai tuturor orchestrelor filarmonice din țară, Arad, Brașov, Botoșan. Lista este mult, mult mai lungă. Violoncelistul Ștefan Cazacu va interpreta în compania pianistului Mihai Ritivoiu, vocaliza de Serghei Rachmaninov, scherzo Tarantela opus 16 de Henry Dunianski și intermezzo e danța finală de Gaspar Casado, premiul întâi, câștigătorul ediției a doua concursului Drumul spre Celebritate, violoncelistul Ștefan Cazacu.